N-a fost fault, centrare la marginea careului, mic, sare bine, Brănzu la pământ, un jucător al Iașiului. Lui Lazar, minge în careu, Platini este tehnic, Platini nu reușește să paseze, șutul lui Ionea, gol! 1-0 pentru Poli Iași din minutul 22, Ionea! Haideți să vedem încă o dată faza cu Ciuranović, Platini șutează într-un adversar, s-a ferit și vine Ionea cu această torpilă la care portarul Lazar n-a avut nicio șansă, este 1-0 pentru Poli Iași. Aduce pericol. Diagonală înaltă și este gol! Pasalia face 2-0! O pasă a lui... Minge înaltă, apare Baxevanus, mingea cade în fața unui jucător al Astrei, grecul întoarce balonul spre Pasalia, iar acesta... Trebuie să miște ofensiv Eugen Neagoe. S-a ciocnit pe Poli Iași. Multe evenimente. Va intra Ianoș Brânză. Că spre jumătatea adversă cu mingea la picior de Iriondo agață acel balon. Îi pasează însă lui Valentin Gheorghe. N-a fost fault. Este în careu Valentin Gheorghe. Rămâne la minge Gheorghe. Și un șut pe lângă. Pe lângă. Aici a fost un contact, vedem, între Manuel de Iriondo și un adversar. N-a văzut însă nimic centralul. Să-l ajute David Bruno, portughezul reușește o centrare bună pentru Cârpici din fața porții. A fost capitan la Zeleșniciar în Bosnia. Sunt câțiva jucători, iată, în lotul Astrei care s-au plimbat un pic, măcar prin estul Europei. Debut, după care a urmat meci cu Dinamo, victoria Iașiului cu 1-0, ocazie pentru Valentin Gheorghe și este gol! 2-1 pentru Iași, minutul 7, iese și Pablo Gaitan, nu e offside, nu e deloc offside, un fundaș al lui Napoli l-a ținut în joc și este vorba de Ovidiu Mihalache. Lui Brânză, Răduț pentru Rapid Popovici, ce stop reușește muntenegreanul, centrare în careu, lovitură de cap care se scurge puțin pe lângă poartă, hipnotizați de traiectoria acelui balon. Priviți încă o dată centrarea lui Momcilor Raspopovici, minge înaltă și o lovitură, efectiv s-a auzit oftatul de ușurare în defensiva Iașiului. Platini vede cartonaș galben, mai avea încă unul, am impresia însă chiar că a fost un roșu direct. Iașiul termină acest meci cu un om în minus. Vede și Sorin Bușu un galben. Multe evenimente la această partidă. Albert Stahl primește în flancul drept, Montini încearcă să se demarce, Raspopovici este și el învăluise acolo, din prima Răduț, Albert Stahl, ocazie gigantică! Defensiva lui Nicolo Napoli, încă o dată faza, o problemă similară ca la golul lui Valentin Gheorghe și la această ratare a lui Albert Stahl.